Singurele măsuri de protecție sanitară care se vor aplica la Iași se referă la organizarea fluxului de credincioși pe culoare bine stabilite și distribuirea de dezinfectant. Părerile sunt împărțite. Dacă rata de incidență nu depășește 6% sau 6 la mie, zic că ar fi bine să nu se oprească nimic. E un pic de restricții, da, pentru că e un pic periculos. Să nu existe, eu așa zic. V-ați vaccinat? Deocamdată nu. Distanțare, cu măști, sper să nu fie cu vaccin. Dacă ieri erau sute de credincioși aici în curtea Catedralei Metropolitane din Iași, veniți din întreaga țară pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, astăzi este puțină agitație aici, semn că oamenii așteaptă încă un set de măsuri clare cu privire la acest pelerinaj. Noi sperăm să nu fie restricții privind accesul. Evenimentele vor avea loc exclusiv afară. În momentul de față, când racla cu Sfintele Moaștele Cuvioase Parascheva încă nu este scoasă afară, nu se staționează în incinta catedralei. Anul trecut, doar credincioșii cu domiciliul în Iași au putut intra în catedrală. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă spre închinare în curtea catedralei vineri 8 octombrie. Dacă în privința evenimentelor religioase autoritățile par să fie mai permisive, cele laice au fost deja anulate. Sărbătoarea vinului, parcul de distracții și concertul în centrul orașului.